Bună! Astăzi fac un clip de tip haul. Am ajuns a doua oară în magazinul Action. Mi-am așezat o pătură pe jos, filmez pe jos, pentru că am multe produse și vreau să vi le arăt și vouă. Vreau să vă spun că am găsit lucruri la prețuri extraordinar de rezonabile față de alte magazine, lucruri bune, lucruri ok. Spun eu, mult mai bun raportul calitate-preț, deci calitate bună, preț mic, super ok. Haideți să nu mai lungim prea mult clipul. Mi-am cumpărat foarte multe flori, după cum puteți vedea, mi-am luat trandafiri, vreau să fac câteva decorațiuni și cam aceștia sunt foarte frumoși, deci îmi plac la nebunie. Și am să vă arăt eventual, poate la sfârșitul acestui clip, exact unde vreau să-i plasez și ce vreau să fac cu ei. Bineînțeles, am cumpărat hârtie pentru cadouri, pentru că urmează luna decembrie, bine, mai e până luna decembrie un pic, aproape o lună și ceva până la cadouri, dar asta e. Astfel de pânglicuțe și așa mai departe pentru cadouri, cadouașe, decorațiuni. Mi-am luat o punguță cu conuri, flori și așa mai departe pentru parfumat și pentru ornat în baie. Am luat o astfel de farfurie. Nu știu, ori pentru lumânări, pentru, văd eu, nu mai gândesc. Mi-am cumpărat un dulăpior. Este acesta. Și în interior are două etajere, este micuț, dar vreau să-l țin la mine pe birou. Vreau să pun în interior cremele de zi, de seară, bureței, ce mai folosesc eu așa lângă birou, să-mi fie la îndemână, dar vreau să fie închise pentru că le țin, pentru moment le țin într-un coșuleț și vreau să le bag, să le închid. Nu mai vreau să țin nimic așa expus, n-are rost. Și ăsta mi-a plăcut foarte mult. Tot ceva de genul acesta este și suportul acesta pentru o dată. Așa. Suportul acesta pentru lumânări este extraordinar și am spus că merg amândouă la mine pe birou, biroul fiind alb, pereții fiind maro, un cremă, merg foarte bine. Asta este o tablă cu un pic de vopsea albă, așa. Și aici are niște găurele prin care să iasă fumul de la lumânare. Are un sistem de prindere foarte simplu, se deschide capacul, băgăm lumânărica și avem un suport frumos pentru lumânare, deci mie îmi place foarte mult. Mi-am luat două materiale, două organza pentru decor. Am zis poate masa de Revelion, de Crăciun, vedem. Încă nu e nimic bătut în cuie. Mi-am luat astfel de mănuși de unică folosință pentru baie, pentru că vine luna, sfârșitul lunii noiembrie și decembrie, unde am foarte multe delegații și plec foarte mult. Mi-am mai cumpărat patru măști. Nu le-am folosit până acum. Astea se pare că sunt cu argilă, acestea sunt pe bază de extract de trandafir. Sunt curioasă, chiar vreau să încerc, chiar astăzi o să încerc. Am cumpărat săpunele, săpunuri dintre astea de mâini, mi-am luat și de la trecută când am fost. Mi-am luat două pentru Crăciun, că mi-au plăcut. Și mi-am mai luat încă unul cu liliac, dar n-am mai găsit cu trandafiri. Extraordinar. Deci sticlele astea, data trecută când am fost, mi-am cumpărat patru. Mai am una la baie. Deci vreau să vă spun că și soțul meu este foarte încântat de mirosul acestor săpunuri de mâini. Și mi-am cumpărat, după cum puteți vedea, două dintre acestea. Azi, pentru luna decembrie sunt suficiente, spun eu. Am luat o pensulă de machiaj. Sunt curioasă să văd ce face. Avea mult mai multe feluri, dar asta a fost singura care am spus că totuși aș putea să fac ceva cu ea. Să nu... Așa. Am găsit, bineînțeles, n-am rezistat tentației și mi-am cumpărat câteva oje foarte colorate. Nu știu ce voi face cu ele, dar culorile astea chiar așa nu le aveam în colecție, așa că am spus hai să încercăm. Sunt micuțe, sunt... Am cumpărat un astfel de suport acrilic. Am la suport sunt ăștia acrilici, toate formele, toate culorile. Acesta cu siguranță va face parte din, probabil din cadou de Crăciun al cuiva. Nu știu, încă nu m-am gândit la cine, dar oricum va face parte dintr-un... Așa. Foarte, am mai văzut câteva organizatoare foarte interesante, dar pentru ce m-am dus eu
La acțiune au fost aceste șervețele, prosopele demachiante, extraordinar de ușor de utilizat, de bune și foarte ieftine. Mie îmi place să folosesc aceste șervețele, prosopele, după ce mă demachiez, îmi clătesc, în loc să folosesc bureței, folosesc aceste prosopele, în loc să, și la clătirea de gomaj și la clătirea de mască. Pentru că sunt șervețele din microfibră, sunt foarte bune, foarte moi, nu agresează pielea și eu în ultima perioadă am pielea foarte sensibilă pentru că îmi fac un tratament și trebuie să folosesc lucruri cât mai moi pentru față. Aceste prosopele se spală în mașină. Recomandarea mea ar fi să fie spălate de 2 ori înainte de folosință pentru că lasă puf dacă nu sunt bine spălate și trebuie chiar bine, bine spălate. Dar dacă vă interesează ceva, un review sau mai multe chestii despre produsele care le-am cumpărat astăzi, puteți să-mi spuneți și vă fac. Dar cam asta este. După cum puteți vedea, mi-am cumpărat 3, încă 3. Mai am unul, dar am cumpărat încă 3 ca să fiu sigură că nu rămân niciodată fără, pentru că îmi plac foarte mult. Cam astea au fost cumpărăturile mele de la Action. Acesta este un magazin, un lanț de magazine în Franța, Germania. Nu, Germania nu. Franța, Belgia, Olanda și Austria, cred. Dar vreau să vă spun că au lucruri foarte ok la prețuri extraordinar de bune. Da. Cam asta este clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut și aș vă aștept și data viitoare cu un nou clip. Data viitoare cred că va fi un haul de produse de machiaj. Și cam atât. V-am pupat! Pa, pa!